Let's take out our Bibles and learn together. It's good to be with each of you for this special broadcast. Este bine să fiu și să mă aflu cu voi pentru acest broadcast. And we're going to focus in on one subject. Și ne vom focusa pe un singur subiect în seara aceasta. The 144,000 of the book of Revelation. Cei 144,000 din cartea Apocalipsa. Who are this group? Cine este acest grup? What does the scripture reveal about them? Ce revelează, ce arată scriptura în legătură cu acești 144,000? When we look on the internet, we can get much information. Acum, noi când ne uităm pe internet, putem să vedem o grămadă de informații legătură cu acest subiect. But truth is not found on the internet, it's found in the word of God. Dar adevărul nu se găsește pe internet, ci se găsește în cuvântul lui Dumnezeu. We're going to only look at two chapters tonight. Ne vom uita doar în două capitole în această seară. Revelation chapter 7. Apocalipsa 7. And Revelation chapter 14. Și Apocalipsa 14. All the information concerning the 144,000. Toate informațiile cu privire la cei 144,000 are only found in these two chapters. Se găsesc doar în aceste două capitole, Apocalipsa 7 și Apocalipsa 14. One of the first questions that we need to answer. Una dintre primele întrebări pe care noi trebuie să ni le punem este că is it the same group in both chapters? Este cumva același grup în ambele capitole? Should we believe that those who are mentioned in chapter 7 are also those mentioned in chapter 14? Ar trebui noi să credem că cei care sunt menționați în Apocalipsa 7 sunt aceiași cu cei menționați în Apocalipsa 14? Well, let's begin. Take out your Bibles. Ei bine, haideți să începem. Luați-vă Bibliile. It's very important that we have the context. Este foarte important să începem să cunoaștem de fapt contextul. We see at the end of chapter 6. Vedem că la sfârșitul capitolului 6 that John has a vision of that sixth seal. Ioan are o viziune a celui de-a șasea peceți. And that is a seal that speaks about the wrath of the lamb. Și această pecete este o pecete care vorbește despre mânia mielului. What we learn is God is about to judge the earth. Ceea ce putem băga de seamă este că Dumnezeu este pe cale să înceapă judecata lui peste pământ. When we move into chapter 7, acum noi când ne mutăm în capitolul 7, we see in the opening verses. Vedem încă de la începutul capitolului în primele versete the number 4 repeats several times. Se repetă cifra 4 de câteva ori. 4 represents the world. It is a global number. 4 reprezintă lumea, este un număr care se referă la globalitate. And what God is getting ready to do? Și ceea ce este Dumnezeu gata să facă is to judge the earth. Este să judece pământul, globalitatea. To judge the earth with his wrath. Să judece pământul, globalitatea cu mânia sa. But when we look carefully at the scripture, dar când ne uităm cu atenție la aceste versete, we see that the angel goes forth and proclaims something. Vedem că îngerii merg și proclamă ceva. Not to bring any harm to the earth. Să nu facă nici o leziune pământului. Until something is done. Până când ceva anume, ceva specific nu este împlinit. Now, before we go any further, we need to remember something. Acum, înainte să înaintăm, trebuie să ne aducem aminte ceva. If you belong to Messiah, dacă tu îi aparții lui Mesia, that is, if you have received the gospel by faith, adică dacă tu ai primit Evanghelia prin credință, you will never experience God's wrath. Tu nu vei experimenta mânia lui Dumnezeu. The next thing we see, următorul lucru pe care noi îl vedem, is the sealing of 12,000 Jews from the 12 tribes.
este pecetluirea a 12.000 de evrei din fiecare cele 12 semiții ale lui Israel. Now, notice how the number 12 also is important in this chapter. Uitați-vă de asemenea cum numărul 12 este atât de important în acest capitol. We have 12,000. Avem 12,000 from the 12 tribes. Din cele 12 triburi. Now, we know that Messiah is about the kingdom. Acum noi știm că când vorbim despre Mesia, este vorba despre împărăție. When he began to preach, atunci când el a început să predice, să învețe, he said, "Repent, for the kingdom is at hand." El a spus, pocăiți-vă, căci împărăția este aproape. And we're going to see that there are certain words that relate to the kingdom. Și vom vedea că sunt anumite cuvinte care sunt în strânsă legătură cu împărăția. For example, the word new. Cu, de exemplu, cuvântul nou. This word relates to the New Jerusalem. Acest cuvânt nou, cuvântul nou, are legătură strânsă cu noul Ierusalim. This is the kingdom of God in its final form. Aceasta este împărăția lui Dumnezeu în forma sa finală. We have the new covenant. Avem noul legământ, iarăși nou. That new covenant is a kingdom covenant. Acest nou legământ este un legământ al împărăției. And we have such things as the term Sion, Zion. Și avem termenul Sion, da, sau Zion. This has to do as well with a kingdom condition. De asemenea, acesta este într-o strânsă legătură cu împărăția. Not only are there words that relate to the kingdom, nu sunt doar cuvinte care sunt relaționate strâns cu împărăția, but also numbers can relate to the kingdom. Dar de asemenea și numerele pot să aibă o strânsă legătură cu împărăția. For example, the 12 tribes. De exemplu, cele 12 triburi. 12 is a kingdom number. Numărul 12 este un număr al împărăției. When Messiah began his kingdom work, atunci când Mesia a început lucrarea sa împărățească, he picked 12 disciples. El a ales 12 discipoli, 12 ucenici. When we look at the kingdom of heaven, când ne uităm la împărăția cerurilor, as we see in the book of Revelation, așa cum o vedem noi în cartea Apocalipsa, there's 24 elders. Sunt 24 de bătrâni. That is 2 times 12. Asta înseamnă 24 înseamnă de 2 ori 12, adică 12 plus 12. When we look at the New Jerusalem, the kingdom of God, acum când ne uităm la Noul Ierusalim, la împărăția lui Dumnezeu, there are 12 gates. Sunt 12 porți. There's 12 foundations. Sunt 12 temelii a porților. And the height of the walls of the New Jerusalem. Și înălțimea zidurilor Noului Ierusalim is 144. Este 144. That's 12 times 12. Aia înseamnă 12 mulțit cu 12. And when we look at the entire New Jerusalem, și când ne uităm în la Noul Ierusalim în totalitatea lui, we also see that number 144,000. Vedem același număr 144,000. So when we talk about the 144,000, așa că atunci noi când vorbim despre 144,000, and using the book of Revelation, folosindu-ne și bazându-ne pe cartea Apocalipsa, that is a kingdom number. Acesta este un număr al împărăției. That is a kingdom number. Acesta este un număr al împărăției. That represents the kingdom people. Ce reprezintă oamenii ai împărăției. Now, let's look again at chapter 7 of Revelation. Acum, haideți să ne uităm din nou la capitolul 7 din Apocalipsa. The angel says, "Do no harm to the earth." Îngerul spune să nu cumva să se vateme pământul. That means don't begin pouring out the wrath. Adică asta înseamnă să nu se înceapă să se verse mânia until we seal the servants of our God upon their forehead.
până nu sigilăm, până nu pecetluim servitorii lui Dumnezeu pe fruntea lor. Now, there's two things that we know about the 144,000 from this chapter. Acum sunt două lucruri care trebuie să le știm despre 144,000 în acest capitol. They're called servants of God. Ei sunt numiți servitori, slujitori al lui Dumnezeu. That means that they have a call upon them. Asta înseamnă că ei au o chemare peste ei. They are called to serve God. Ei sunt chemați să-l slujească pe Dumnezeu. And the only other thing that we're told. Și alt lucru care ne este spus is that these 144,000 relate to Israel. Că acești 144,000 sunt în strânsă legătură cu Israelul. We're told what tribes they're from. Ni se spune din ce triburi fac parte acești 144,000. But nothing else is said about them. Dar nimic altceva nu se menționează în legătură cu ei. But when we look at Revelation chapter 14, însă când ne uităm la Apocalipsa 14, we are given much more information about that group. Ni se dă mult mai multă informație despre acest grup. Now, in Revelation 7, we're told that they have a seal. Acum, în Apocalipsa 7, nouă ni se spune că ei au o pecete. When we do a good study of that word, acum, când facem un studiu bun al cuvântului pecete, we see that a seal has two purposes. Vedem că o pecete sau un sigiliu are două scopuri. One is protection. Unul este protecția. God is going to protect them in the midst of him pouring out his wrath. Dumnezeu îi va proteja pe acești oameni în mijlocul declanșării mâniei lui. This is why they are sealed before that judgment begins. De aceea ei sunt pecetluiți ca înainte să apară acea mânie. The second thing that relates to being sealed. A doua lucru care reiese din faptul că ei sunt pecetluiți has to do with ownership or relation. Are de-a face cu aparteneța sau relația. This group belongs to God. Acest grup aparține lui Dumnezeu. Israel has a covenant with God. Israel are un legământ cu Dumnezeu. But this is the old covenant. Dar acesta este vechiul legământ. We see nothing of the 144,000 in chapter 7. Nu vedem nimic pentru cei 144,000 din capitolul 7. That relates to any other information that's provided to us. Să aibă legătură cu vreo altă informație care ne-ar fi oferită. They're servants? Ei sunt slujitori? They have been sealed? Au fost pecetluiți? And they're from the tribes of Israel. Și sunt din triburile lui Israel. That's all we know. Asta este tot ceea ce știm despre ei. And it's very dangerous to add things to the scripture. Și este foarte periculos să adaugi lucruri scripturilor. Now, we know something about Israel. Acum noi știm ceva despre Israel. God is going to bring a remnant through. Dumnezeu va face ca o rămășiță să răzbată through the latter half of Daniel's 70th week. Să răzbată prin a doua jumătate a săptămânii lui Daniel, a 70-a săptămâni a lui Daniel. In order that they might believe. Ca rezultat ca ei să înceapă să creadă. Nothing else is said concerning this 144,000 in chapter 7. Nimica nu se vorbește despre acest 144,000 în capitolul 7. Nicio altă informație nu este. Now let's go to chapter 14. Acum haideți să mergem împreună la capitolul 14 din Apocalipsa. Chapter 14 has a lot of information about that group. Capitolul 14 are multe informații despre acel grup. Now let me share with you what I believe. Dați-mi voie să vă arăt ce cred eu. The group in chapter 7. Grupul din capitolul 7 is not the same group in chapter 14. Nu este același grup cu grupul din capitolul 14. Let me ask you a question. Haideți să vă întreb o întrebare, să vă pun o întrebare. In chapter 7. În capitolul 7.
That 144,000. Acei 144,000. Where are they located? Unde sunt locați? Unde și-au localizarea acei oameni? They are on the earth. Răspunsul este ei sunt localizați pe pământ. But when we look at chapter 14. Dar când ne uităm la capitolul 14, this group in chapter 14 is not on the earth. Acest grup din capitolul 14, localizarea lor nu mai este pe pământ. Let's see if that's true. Haideți să vedem împreună dacă acest lucru este adevărat. See, let's not believe what I say or anyone says. Haideți să nu credem ce spun eu sau ce spune altcineva. But let's read and study the word of God. Și haideți să citim și să studiem cuvântul lui Dumnezeu. Revelation chapter 14 and verse 1. Apocalipsa 14, începând cu versetul 1. Remember, John, throughout this entire book, receives visions. Țineți minte, Ioan, de-a lungul întregii cărți Apocalipsa, el primește viziuni. He says, I looked. El spune, m-am uitat. And behold, a lamb. Și iată un miel, și iată mielul. Now, notice, a lamb is emphasized. Uitați-vă, mielul este scos în evidență, este accentuat. And obviously this lamb is Messiah. Și cu siguranță, și este evident, acest miel este Mesia. When we speak of a lamb in the Bible, noi când vorbim despre un miel în Biblie, we should think about sacrifice. Ne trebuie să ne gândim, să ne ducă cu gândul la sacrificiu, la jertfă. Not just any sacrifice. Nu orice sacrificiu, nu orice jertfă. But the sacrifice for redemption. Ci jertfa pentru răscumpărare. There is a unique relationship between the word lamb and Passover. Este o relație unică între miel și Paște. So we see here in chapter 14. Așa că vedem aici în capitolul 14 a context for understanding this chapter. Un context ca să înțelegem acest capitol. We're speaking of redemption. Noi vorbim acum despre răscumpărare. Redemption that comes through the lamb. Răscumpărarea care vine prin miel. And we know the lamb is Messiah Yeshua. Și noi știm că mielul este Mesia Yeshua. Verse 1. Versetul 1. And behold a lamb standing upon Mount Zion. Și iată că mielul stătea pe muntele Sionului, spune Biblia. Now, normally when we think of Mount Sion, acum, în mod normal când ne gândim la muntele Sion, we think about Jerusalem. Ne gândim la Ierusalim. But remember what I shared with you earlier. Dar vă aduceți aminte ce am împărtășit cu voi mai devreme? That word Sion relates to the kingdom. Acel cuvânt Sion sau Zion are legătură strânsă cu împărăția. And as we read a little bit more in this chapter, și cum înaintăm să citim în acest capitol, we're going to learn something. Vom învăța ceva. That this 144,000, că acești 144,000, they are not on the earth, nu sunt pe pământ, cu localizarea lor pe pământ, but because of the work of the lamb, dar din cauza lucrării mielului, they are in the kingdom. Ei sunt în împărăție. Again, verse 1. Din nou, versetul 1. Behold a lamb standing upon Mount Sion. Iată că mielul stătea pe muntele Sionului, zice Biblia. And with him 144,000. Și cu el 144,000. Whose name, the name of his father is written upon their foreheads. Care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său, spune Biblia. Now notice it says the name of his father. Acum notați ce spune aici, zice numele tatălui său. Obviously the his is Messiah Yeshua. Cu siguranță asta se referă la al tatălui său, când zice său, se referă la Mesia. They have a relationship with God the Father. Ei au o relație strânsă cu Dumnezeu Tatăl. Through the lamb. Prin miel. And now look at verse 2. Acum haideți să ne uităm la versetul 2. I heard a voice from the heavens. Am auzit o voce din ceruri.
Notice how in verse 2 there's an emphasis on heaven. Uitați-vă cum în versetul 2 este un accent pus pe cer. I heard a voice from the heavens. Am auzit o voce din ceruri. As a voice of many waters. Ca o voce a multor ape. The voice of a great thunder. Ca vocea unui mare tunet. The voice or the sound that I heard was like the voice of harpers playing their harps. Spune Biblia, și glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu harpa. Now, verse 3. Acum, versetul 3. We see that there's an emphasis in verse 1 on Mount Sion. Vedem că este o punere în evidență în versetul 1 a muntelui Sion. We would think of Jerusalem on earth. Ne-am gândit cu sau n-ar putea duce cu gândul la Ierusalim, pe cel de pe pământ. But in verse 2 there's an emphasis upon heaven. Dar în versetul 2 este un accent pus pe ceruri. And what is that sound that they hear? Și ce este acel sunet pe care ei l-auzeau? It relates to worship. Are strânsă legătură cu închinarea. When you study the scripture, acum, tu când studiezi scriptura, you will find that there's a relationship between redemption and worship. Vei afla că este o strânsă legătură între răscumpărare și închinare. You have been redeemed by the blood of the Lamb. Tu ai fost răscumpărat prin sângele mielului. In order to worship God. Ca tu să îl lauzi, te închini lui Dumnezeu. Look now at verse 3. Uitați-vă la versetul 3. They sung a new song before the throne. Ei cântau o cântare nouă în fața tronului. Now, who's singing? Acum, cine cântă? It's going to be revealed. It's the 144,000. Se va arăta că aceia sunt cei 144,000. And notice what they're singing. Și uite, și băgați de seamă ceea ce cântă ei. A new song. Ei cântă o cântare nouă, un cântec nou. Remember what I said earlier. Vă aduceți aminte ce am spus mai devreme? New relates to the kingdom. Noul are legătură cu împărăția. Cuvântul so nou. This song that they're singing is a kingdom song. Așa că acest cântec pe care ei îl cântă este un cântec al împărăției. Verse 3. Versetul 3. They sang a new song before the throne. Ei cântau o cântare nouă înaintea tronului. What throne are we talking about? Despre ce tron vorbim noi acum? The throne of God in heaven. Tronul lui Dumnezeu din ceruri. We know from the book of Ezekiel. Știm din cartea Ezechiel. That near that throne. Că în jurul acelui tron. Were those four creatures that were in heaven. Sunt patru făpturi vii care sunt în cer. They're mentioned in verse 3. Ele de asemenea sunt menționate în versetul 3. And also the elders. Și de asemenea și bătrânii. These are the elders that rule with God in heaven. Aceștia sunt bătrânii care domnesc cu Dumnezeu în ceruri. And then notice what it says at the end of this verse. Și uitați și băgați de seamă ce spune la sfârșitul acestui verset. There was no one that was able to learn this song. Nimeni, ci zice Biblia, nu putea să învețe această cântare. Except the 144,000. În afară acelor 144,000. And what are we told about this 144,000? Și ce ni s-a spus în legătură cu cei 144,000? They are redeemed from the earth. Care au fost răscumpărați de pe pământ. Now, notice that they have experienced redemption. Acum, băgați de seamă, ei au experimentat răscumpărarea. When we go back to mention the 144,000 in chapter 7. Acum, când face referire la cei 144,000 din capitolul 7, it doesn't say anything about them being redeemed. Nu spune nimica în legătură cu faptul că ei ar fi fost răscumpărați. Doesn't say anything about them singing a new song. Nu spune nimica că ei cântă o cântare nouă. No, all of this information in chapter 14 is different.
toate informațiile din acest capitol 14 sunt cu totul diferite. Now look at verse 4. Uitați-vă acum la versetul 4. What do we learn about the 144,000? Ce învățăm în legătură cu cei 144,000? These are those that were not polluted with women. Ei sunt aceia care nu s-au întinat cu femeia, spune Biblia. It says, for they are virgins. Pentru că sunt verguri, sunt vergini. Now, what does John mean by telling us they're virgins? Ce vrea să spună Ioan prin faptul că aceștia sunt virgini? Does it mean that they never had married? Asta înseamnă că ei nu au fost căsătoriți niciodată? Well, I'm married. Ei bine, eu sunt căsătorit. Does being married make you impure? Făcându-te legământ al căsătoriei, căsătorindu-te, te face pe tine impur? Absolutely not. God commands us to be married. Chiar deloc, Dumnezeu poruncește ca tu să te căsătorești. He created man, male and female. El a creat omul, bărbat și femeie. He says it's not good for man to be alone. Chiar a spus, nu este bine ca bărbatul să fie singur. So God makes a helpmate for man. Așa că Dumnezeu a creat un ajutor potrivit pentru bărbat. He tells us to be fruitful and multiply. El ne-a spus, înmulțiți-vă și fiți rodnici. Being married to a woman, să fii căsătorit cu o femeie, doesn't make you impure. Nu înseamnă că tu ești întinat. We have to remember something. Trebuie să ne aducem aminte ceva. In order to understand the book of Revelation, ca noi să putem să înțelegem cartea Apocalipsa, we have to study prophecy. Noi trebuie să studiem profeția. And oftentimes in the prophets, și de foarte multe ori în profeți, we see that idolatry is likened to fornication. Se vede că idolatria este asemuită cu curvia sau cu adulterul. So when he says they are virgins, acum când spune că ei sunt virgini, their faith in God is pure. Credința lor în Dumnezeu este pură. They don't do anything idolatrously. Ei nu fac nimic idolatru. They walk with God. Ei umblă cu Dumnezeu. Notice what the scripture says concerning them. Băgați în seamă ce spune Scriptura în legătură cu ei. Second half of verse 4. A doua jumătate a versetului 4. These are them that walk after the lamb. Aceștia sunt cei care merg după miel. And to wherever he walks, they walk. Și oriunde merge el, ei merg. So again we see a example of faithfulness on their part. Din nou vedem un exemplu al credincioșiei din partea lor. So when the scripture says that these 144,000, acum când Scriptura menționează cei 144,000 are virgins, și spune că ei sunt virgini, it speaks about their faithfulness to Messiah. Se referă la credincioșia pe care ei o au față de Mesia. They are not impure with any type of idolatry or ungodliness. Ei nu sunt întinați cu niciun fel de idolatrie sau lucru lipsit de evlavie. Notice again it says these were redeemed before men. Uitați ce spune în continuare, ce ei au fost răscumpărați dintre oameni, spune Biblia. And they are the first fruits to God and to the Lamb. Și ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Now when you hear the term first fruits, acum tu când auzi termenul de primul rod, what comes into your mind? Ce ar trebui să-ți vină în minte? That term first fruits, acel termen primul rod, speaks about a wonderful harvest. Vorbește despre o recoltă minunată. And we pray that the rest of the harvest will be like the first fruit. Și noi ne rugăm ca restul recoltei să fie ca și primul fruct. The first fruit is Messiah. Primul rod este Mesia. He rose from the dead on that day called the first fruits. El a înviat din morți în acea zi care chiar are denumirea de primul rod.
And these 144,000 are like him. Și acești 144,000 sunt asemeni lui. Notice it says at the end that they are clean and there's nothing stained upon them. Uitați ce spune la sfârșit, spune că ei sunt curați și nu s-a găsit minciună în gura lor. Also, there's nothing deceitful in their mouths. De asemenea, nu este nicio înșelătorie în gura lor. So after being told they're virgins. Acum, după ce ni s-a spus că ei sunt virgini, everything that John tells us. Orice aspect pe care Ioan îl menționează has to do with their holiness and how they live righteously. Are de a face cu sfințenia și modul lor de a trăi într-un mod neprihănit. They are not stained by the world. Ei nu sunt pătați de către lumea aceasta. Now let's pause for a moment. Haideți să facem o pauză pentru un moment. And ask ourselves a question. Și să ne punem noi o întrebare. What does the 144,000 do? Ce fac cei 144,000? Most people say that they are evangelists. Marea majoritate a oamenilor spun că ei sunt evangeliști. That these 144,000 are going to be released into the world? Că acești 144,000 vor fi eliberați în această lume. And they're going to have a wonderful ministry. Și vor avea o slujire minunată. And bring many to faith. Și îi vor aduce pe mulți la credință. That would be wonderful. Asta ar fi extraordinar. The problem is this. Problema este următoarea. The Bible has no verses that says anything like that. Biblia nu are nici un verset care să susțină această idee. I never mind being wrong. Nu mă deranjează ca eu să greșesc. Where's the verse that says that they are evangelists? Unde este acel verset care să arate clar că ei sunt niște evangeliști? There is no verse. Nu există niciun verset. Now, people will see other scriptures. Acum oamenii vor vedea alte versete din Scriptură. And say these are the 144,000. Și vor spune, uite, ăștia sunt uite, ăștia sunt aia 144,000. But that's very dangerous to interpret this way. Dar acest lucru este foarte periculos ca tu să interpretezi astfel în modul acesta. Others will say this. Alții vor spune asta, și anume, look now at the next verse, verse 6. Uite-te acum la următorul verset, versetul 6. This frequently is the verse provided to say that the 144,000 are evangelists. Acesta este versetul care de foarte multe ori este luat din context și spune că uite, vezi, aceștia sunt 144,000 de evangeliști. But what does this verse say? Dar ce spune acest verset? John is receiving another vision. Ioan primește altă viziune. He says, I looked. Îl spune, m-am uitat. And an angel, another angel, was flying in the midst of the heavens. Spune că un înger, un alt înger, zburea prin mijlocul cerului. This verse is not about the 144,000. Acest verset nu are nicio legătură cu cei 144,000. It is about an angel. Este despre un înger. Now, it is true that that word angel can be a messenger. Acum este adevărat că cuvântul înger poate să însemne și cuvântul mesager. But the 144,000, that is a large group. Dar ăia 144,000 sunt un grup mare. It would be in the plural. Ar trebui să fie la plural. But this is one angel. Dar aici este vorba despre un înger la singular. If would say there was 144,000 angels. Dacă ar spune că sunt 144,000 de îngeri. It could mean 144,000 messengers. Ar putea să însemne că sunt 144,000 de mesageri. But it doesn't say that. Dar nu spune asta în text. And when we interpret the scripture so loosely, și când interpretăm Biblia așa de a nevoie, we can make the word of God say almost anything we want. Putem ca să facem în așa fel încât cuvântul lui Dumnezeu să sune cum vrem noi și să-l interpretăm cum vrem noi. Verse 6. Versetul 6. I looked another angel flying in the midst of heaven.
Am văzut un alt înger care zbura pe mijlocul cerului. And to him was that everlasting gospel. Și el avea o evanghelie veșnică. To proclaim upon those who dwell upon the earth. Ca să o proclame peste locuitorii pământului. To every people, tribe, language and nation. Biblia spune oricărui neam, oricărui semiții, oricărui limbi și oricărui norod. Now, this verse is very similar to something that Yeshua taught. Acum acest verset este foarte similar cu ceea ce ne-a învățat Yeshua. He says in Matthew 24, el a spus în Matei 24, and verse 14, în 24 cu 14, that it's necessary for the gospel of the kingdom to be proclaimed. Este necesar ca evanghelia împărăției să fie proclamată to all the nations. Pentru toate națiunile. As a testimony to them. Ca o mărturie pentru ei. I believe the one who's going to fulfill that. Eu cred că cel care va împlini acest lucru. It's not the church. Nu este biserica. But God is going to send a special angel to do just that. Ci Dumnezeu se pare că va trimite un înger special să facă acest lucru. When we look at chapter 14. Noi când ne uităm la capitolul 14. What we see about the 144,000? Ce vedem în legătură cu 144,000? Is that they are before the throne singing, worshiping? Este că îi vedem în fața tronului cântând și dând închinare. That they are faithful to the lamb? Că ei sunt credincioși mielului. They have been redeemed? Au fost răscumpărați. And that concept of first fruits relates to victory. Și acel concept de prim rod are legătură strânsă cu victoria. That's what we're told about the 144,000 in chapter 14. Asta ni se spune despre cei 144,000 în capitolul 14. In chapter 7, they are related to Israel. În capitolul 7, ei sunt în strânsă legătură cu Israelul. But in chapter 14, dar însă în capitolul 14, they are related to the Lamb of God, Yeshua. Ei sunt în strânsă legătură cu mielul lui Dumnezeu, Mesia Yeshua. They have been redeemed. Au fost răscumpărați. And what are they doing? Și ce fac ei? They are worshiping God. Ei îi dau laudă lui Dumnezeu, închinarea lui Dumnezeu. Now I shared with you that number 144,000. Eu am împărtășit cu voi și anume acel număr 144,000. Is a kingdom number. Este un număr al împărăției. These are the ones who have been redeemed into the kingdom. Aceștia sunt oamenii care au fost răscumpărați în împărăție. But when we look at Revelation chapter 7. Dar când ne uităm la Apocalipsa 7. They're not redeemed. Ei nu sunt răscumpărați. They relate to an old covenant people. Ei sunt oameni care relaționează prin vechiul legământ. God seals them. Dumnezeu îi pecetluiește. Because they are going to be in this world. Pentru că ei vor fi în această lume. During the wrath of God being poured out. În timpul mâniei lui Dumnezeu care tocmai a fost turnată. We need to believe something. Noi trebuie să credem ceva. The church will not be here when God's wrath begins. Biserica nu va fi aici când va începe mânia lui Dumnezeu. Now let's move to verse 7. Acum, haideți să ne mutăm la versetul 7. Deci Apocalipsa 14 cu 7. And he calls out in a great voice. El a strigat puternic cu o voce măreață. Fear God and give to him glory. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, zice Biblia. Because the time of his judgment has come. Căci a venit ceasul judecății lui. Now, in Revelation 14. Acum, în Apocalipsa 14. We're looking at things in a very general way. Vedem lucrurile într-un aspect general. Beginning in chapter 12. Începând din capitolul 12. We began a review of some of the major events. Avem un review asupra evenimentelor majore
o trecere în perspectivă, în retrospectivă. When we read Revelation carefully, acum când citim Apocalipsa cu atenție, we see that the judgment of God actually begins in chapter 8. Vedem de fapt mânia lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu de fapt începe în capitolul 8. Chapter 8 and 9, capitolul 8 și capitolul 9, and it becomes even more intense in chapter 16. Și devine foarte intens de fapt în capitolul 16. But now in chapter 14. Dar în capitolul 14 unde ne aflăm acum, God is reviewing things. Dumnezeu face un review, o prezentare a lucrurilor. And in verse 7. Și în versetul 7, we are told that God beginning to pour out his judgment. Ni se spune că Dumnezeu a început să-și verse mânia lui. Is very near. Și în, că începerea vărsării mâniei lui este foarte aproape. Remember the context. Aduceți-vă aminte de context. In chapter 6, the gospel goes out. În capitolul 16, Evanghelia iese. To every nation, people, tongue, and people. La fiecare limbă, fiecare norod, fiecare neam, fiecare seminție. They are told to worship God and give him glory. Ni se spune să dăm, să dea glorie lui Dumnezeu și să se închine lui. Look at the end of verse 7. Uitați-vă la sfârșitul versetului 7. Bow down to the one who made the heavens and the earth. Închinați-vă sau plecați-vă în fața celui ce a făcut cerul și pământul. And the bubbling springs of water. Bubbling springs. Just springs of water. Ok, și a apelor care forfotă, izvoarele apelor care forfotă. It is a nice translation what you said. The bubbling springs speak about living water. Apele care freamătă vorbesc despre ape care sunt vii. Water in the Bible relates to blessing. Apa în Biblie relaționează cu cuvântul binecuvântare. In other words, for those who respond to the gospel. Cu alte cuvinte, celor care răspund la Evanghelie, the blessings of God are alive, they are available. Binecuvântările lui Dumnezeu sunt vii și sunt valabile. Now verse 8. Acum versetul 8. There was another angel. A mai urmat al doilea înger. A second angel. Încă un înger, cel de-al doilea. It says that he came after the first and he said. Și se spune că acesta a venit după primul și acesta zice. This is prophetic. Acest lucru este profetic. This is what the judgment, the wrath of God is going to bring about. Acesta este lucru care, pe care judecata și mânia lui Dumnezeu îl va aduce. This angel says, fallen is Babylon the great. A căzut Babilonul cel mare. This represents the enemy. Acesta reprezintă dușmanul. A kingdom that is opposed to the things of God. O împărăție care este împotriva lucrurilor lui Dumnezeu. And what did this empire do? Și ce face acest imperiu? It gave a drink to all the nations of the wine of the wrath of God because of their immorality, their idolatry. Spune că care acest Babilon, acest imperiu care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei, spune Biblia. Now, what is this passage telling us? Acum, ce ne vorbește de fapt acest pasaj? We are going to receive one of two things. Noi vom fi primitorii sau recipienții a unui sau a două lucruri. Either the water from the living springs, fie că vom fi beneficiarii apelor din acele izvoare vii. That comes from the lamb. Aceasta vine, sursa este mielul. If we reject the lamb, iar dacă noi respingem mielul, we're going to belong to this world. Vom aparține acestei lumi. That means we're going to belong to Babylon, that evil empire. Asta înseamnă că noi vom aparține Babilonului, acelui imperiu rău. That empire is one of idolatry. Acel imperiu este un imperiu al idolatriei. And therefore we're going to drink the wine of God's wrath.
așa că ei vorbea acel vin al mâniei lui Dumnezeu. Verse 9. Versetul 9. There's another angel, a third one. Este un alt înger, al treilea. And what did he do? Și ce face el? He called in a loud voice. El strigă cu o voce puternică. He warns people. El avertizează oamenii. All those who bow down to the beast, that evil empire. Toți cei care se închină fiarei imperiului rău. And also to that image. Și de asemenea și imaginei sau icoanei, cum zice Biblia. That image relates to idolatry. Acea imagine care sau icoană care are legătură strânsă cu idolatria. The empire of the Antichrist is an idolatrous empire. Imperiul lui Anticrist este un imperiu al idolatriei. If you look at the previous chapter, chapter 13. Dacă te uiți în capitolul anterior, capitolul 13, it is called a blasphemous empire. Este numit un imperiu blasfemiator care blasfemează. And it warns those who receive the mark upon their forehead or on their arm of that empire. Și Biblia spune că aceia să se ferească să primească semnul fiarei pe frunte sau pe mână. Verse 10. Versetul 10. Everyone who receives that mark. Versetul spune că spune așa că oricine va primi acel semn that makes that image, care face acea icoană, that pledge allegiance to that wicked, idolatrous, blasphemous empire. Că atunci când tu vei avea un acord sau un angajament cu acea icoană blasfemiatoare, this one will drink the wine of the anger of God, which is mixed in a cup, and his wrath, and it will not be lessened. Spune Biblia că acela va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc, spune Biblia. It speaks about the wrath of God coming. Se vorbește aici despre mânia lui Dumnezeu care vine. Notice what it says in verse 12. Uitați-vă ce spune în versetul 12. Now I would encourage you to read all the verses. Acum eu vă încurajez pe voi să citiți toate versetele. But for the sake of time we need to press quickly. Dar din cauza timpului noi trebuie să înaintăm mai repede. Who is John speaking to in verse 12? Cui îi se adresează Ioan în versetul 12? We've just spoke about how God's wrath is near. Tocmai am vorbit despre cum că mânia lui Dumnezeu este foarte aproape. That the Antichrist empire is ruling. Că acel imperiu anticrist este la conducere. He is commanded to make an image which is against the commandments of God. S-a poruncit să se facă o imagine, ceea ce este o poruncă împotriva poruncilor lui Dumnezeu. And we've talked about the mark of the beast on your arm or forehead. Și se vorbește despre semnul fiarei care este pe mâna dreaptă sau pe frunte. All these things are being spoken of. Despre toate aceste lucruri când se vorbește. And then he speaks to the church. Se vorbește iar apoi el se adresează bisericii. Verse 12. În versetul 12. With this is the perseverance or the patience of the saints. Aici este răbdarea sfinților, zice Biblia. It says in the midst of these things. Spune Biblia în mijlocul acestor lucruri. The saints of God. Sfinții lui Dumnezeu. The church, in other words. Biserica, cu alte cuvinte. They're going to have patience, meaning they're going to be willing to suffer for truth. Ei vor avea răbdare, adică va însemna să aibă dorință să reziste pentru adevăr. Instead of getting involved in idolatry, în loc să se implice, să se bage în idolatrie, instead of making an image, în loc să-și facă o imagine, o icoană, instead of taking the mark of the beast, în loc să își ia semnul fiarei, what are the saints going to do? Ce vor face sfinții? They are going to keep the commandments of God because of their faith in Yeshua.
Aici îi spune că ei păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Now, do you see what it says? Tu ai băgat de seamă ce spune aici? It is because of their faith in Yeshua. Din cauza credinței în Isus, în Yeshua. That they're going to persevere in truth. Din cauza credinței ei vor persevera în adevăr. They're going to obey God's instructions. Și ei se vor supune instrucțiunilor lui Dumnezeu. They're going to do his commandments. Ei vor respecta și vor face poruncile lui. Verse 13. Versetul 13. Still speaking about believers. Încă se vorbește despre credincioși. I heard a voice from heaven saying. Am auzit un glas din cer care zicea, spune Biblia. Write this down. Scrie asta. Blessed are the ones who die in the Lord from now on. Zice, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. How do we understand this? Cum să înțelegem lucrul acesta? In the midst of this difficult time. În mijlocul acestor vremuri dificile. The time of the Antichrist. Aceste vremuri ale lui Anticrist. What is it speaking about? Despre ce vorbește aici? Saints. Sfinți. Those who are faithful to Messiah. Aceia care sunt credincioși lui Mesia. Now we need to pause again. Acum, trebuie din nou să facem o pauză. This is what some people teach. Uite cam ce învață anumiți oameni. These are tribulational saints. Aceștia sunt sfinții necazului. Those that come to faith after the rapture. Aceia care vin la credință după răpire. There's a problem with that. Este o problemă, în schimb, cu această teorie. When we look at the time after God's wrath begins. Când ne uităm la timpul care se scurge de după începerea mâniei lui Dumnezeu. And his wrath begins immediately after the rapture. Și mânia lui începe imediat după răpire. We don't see verses about Gentiles coming to faith. Noi nu mai vedem versete prin care neamurile vin la credință. No, when you read the book of Revelation. Acum, tu când citești cartea Apocalipsa, even though there was God's judgment and wrath, chiar acolo când se vorbește despre judecată și mânia lui Dumnezeu, what is emphasized is that the people did not repent. Este scos în evidență faptul că oamenii tot nu s-au pocăit, tot nu s-au căit de faptele lor rele. Now, many people teach. Acum, mulți oameni învață că after the rapture, după răpire, because of the 144,000, din cauza celor 144,000, there's going to be a great revival. Va fi o mare trezire. I don't know the scripture that says this. Eu nu văd scriptura, nu văd versetul din scriptură care să susține această idee. We need to remember what Paul says. Noi însă trebuie să ne aducem aminte de ceea ce spune Pavel. Paul speaks about the fullness of the Gentiles. Pavel vorbește despre numărul total al neamurilor, plinătatea neamurilor. The fullness of the Gentiles come to faith. Și după ce numărul de plin al neamurilor, plinătatea neamurilor vin toți la credință, God's going to turn his attention back to Israel. Dumnezeu își va întoarce atenția înapoi la Israel. The rapture is for the church. Biserica, răpirea este pentru biserică. After the rapture. După răpire, there's going to be the outpouring of God's wrath. Va fi turnarea mâniei lui Dumnezeu. The nations, this is not for the nations this time. Națiunile nu este pentru națiuni acest timp. Meaning God's not going to work during this time for the nations. Aia însemnând că Dumnezeu nu va face o lucrare pentru națiuni în acest timp. God's not going to be saving the nations, he's going to be destroying the nations with his wrath after the rapture. Dumnezeu nu va duce la mântuirea națiunilor, ci din contră, Dumnezeu va duce la distrugerea națiunilor după mânie. It's very important that we know that. Este foarte important ca noi să pricepem acest lucru. After the rapture of the church. După răpirea bisericii, God's wrath is poured out upon the nations. Mânia lui Dumnezeu este turnată peste națiuni.
I know no scripture. Eu nu cunosc niciun verset that speak about a great time of revival. Care vorbește despre o mare trezire. It's simply not there in the word of God. Este simplu, nu există această idee în cuvântul lui Dumnezeu. Those are going to be saved after the wrath begins. Aceia care vor fi mântuiți după ce mânia începe is going to be a remnant of Israel. Vor fi o rămășiță a Israelului. That's what we see according to prophecy. Noi asta vedem conform profețiilor Bibliei. That's what Paul teaches in Revelation chapter 11, beginning in verse 25 and 6. Asta ne say again the Bible quotation. Romans chapter 11, verses 25 and 26. Asta ne învață Pavel în Romani 11, 25 cu 26. After the time of the nations, după ce trece timpul națiunilor, the fullness of the nations, plinătatea națiunilor, God turns his attention to Israel. Dumnezeu își întoarce atenția către Israel. And we're going to see wrath is poured out. Și vom vedea că mânia este turnată. Now let's look at chapter 14 and verse 14. Acum să ne uităm la capitolul 14 din Apocalipsa, versetul 14. John gets another vision. Ioan primește o altă viziune. He looks and behold a white cloud. Se uită și iată un nor alb. And one who sat upon that white cloud was like the Son of Man. Și Biblia spune și pe nor ședea cineva care seamănă cu fiul al omului. And a golden crown was upon his head. Și pe cap avea o cunună de aur. And he was given a sharp sickle in his hand. Iar în mână avea o seceră ascuțită. And what did he do? Și ce face? He harvested the world. Și el spune a început să secere lumea. Who did he harvest? Pe cine a recoltat? Pe cine a secerat? Believers from every nation, people, tribe and language. Spune pe credincioșii din fiecare neam, fiecare seminție, fiecare limbă și fiecare norod. He gathered up the believers. El a strâns credincioșii la oaltă. And when did he do that? Și când face acest lucru? Before the wrath of God was poured out. Înainte ca să se declanșeze mânia lui Dumnezeu. Look now at verse 17. Uitați-vă la versetul 17. And another angel. Și un alt înger. Went out from the sanctuary in the heavens. Care a ieșit din sanctuarul din cer. He also had a sharp sickle. De asemenea și el avea o seceră ascuțită. And another angel went out in verse 18. Și un alt înger a ieșit în versetul 18. And he had power over fire. Care avea putere asupra focului, spune Biblia. When God judges the world in the last days. Acum, când Dumnezeu va judeca lumea în zilele din urmă, he's going to judge the world with fire. Va judeca lumea prin foc. And what is this group of angels going to do? Și ce face acest grup de îngeri? Let's go to verse 19. Haideți să sărim la versetul 19. They're told to reach out their sickle into the earth. Ni se spune că trebuie să-și arunce secera pe pământ. And to gather up the vine of the earth. Și să culeagă strug via pământului. And to cast it into that great wine vat. Și să arunce struguri în teascul cel mare, which represents the wrath of God. Ce reprezintă mânia lui Dumnezeu. What do we learn in Revelation chapter 14? Ce învățăm în Apocalipsa 18? Din Apocalipsa 18. 14. There's going to be a group of 144,000. O să fie un grup de 144,000. We're speaking about a kingdom people. Vorbim despre niște oameni ai împărăției. They're kingdom people because they've been redeemed. Sunt oameni ai împărăției pentru că au fost răscumpărați. And they're worshiping God. Și ei se închină lui Dumnezeu.
They are before the throne of God. Sunt în fața tronului lui Dumnezeu. Meaning they're in God's presence. Adică în prezența lui Dumnezeu. In Revelation 14, this group is not on earth. În Apocalipsa 14, acest grup nu se află pe pământ. They're already in the kingdom. Sunt deja în împărăție. Then what are we told? Apoi ce ni se spune despre ei? The gospel of the kingdom is going to be presented by an angel. Acum, ce ni se spune mai departe că evanghelia împărăției este prezentată, este expusă de către un înger. Then it speaks about Babylon, which represents the Antichrist empire. Apoi ni se spune despre Babilonul, care este imperiul anticrist. An empire of idolatry and blasphemous. Un imperiu al blasfemiei și al idolatriei. The saints, true believers. Sfinții, adevărații credincioși. We're called to persevere. Noi suntem chemați să îndurăm, să perseverăm. Because of our faith in Yeshua. Pentru că noi avem credința în Yeshua. We are going to obey the instructions of God. Noi vom asculta poruncilor lui Dumnezeu. And then Messiah is going to come forth. Iar apoi Mesia va veni. He is going to gather up the saints. Va aduna sfinții. This pictures the rapture. Asta este imaginea răpirii. And then after the rapture. Și după răpire, God's wrath is going to be placed upon this world. Mânia va fi vărsată peste lumea aceasta. And when Messiah comes the second time at the end of those final 7 years. Și când Mesia va veni la sfârșitul acelei 70-a săptămâni a lui Daniel, he is going to save Israel. El va mântui Israelul. They're going to come to faith when they see that one who's been pierced. Ei vor veni la credința adevărată atunci când îl vor vedea pe acela pe care l-au străpuns. The second coming is for Israel. A doua venire este pentru Israel. For a remnant of Israel. Pentru o rămășiță a Israelului. And for the nations. Iar pentru națiuni. He's going to gather them up. El le va aduna. As one gathers up grapes. Așa cum cineva adună strugurii. And the scripture says that he is going to stomp upon them with his feet. Și așa cum cineva îi zdrobește cu picioarele. Because this is the grapes of the wrath of God. Pentru că aceștia sunt strugurii mâniei lui Dumnezeu. So let's review. Așa că haideți să facem un sumar. In Revelation chapter 7. În Apocalipsa 7. We're speaking about a remnant of Israel. Vorbim despre o rămășiță a lui Israel. A remnant that will be part of the kingdom. O rămășiță care va fi parte a împărăției. There's only one way to come into the kingdom. Există un singur mod să vii la împărăție. And that's through the gospel. Și acest este prin evanghelie. God seals that remnant. Dumnezeu pecetluiește acea rămășiță a Israelului to bring them through that difficult time of God's wrath. Pentru a fi capabil să treacă prin acele vremuri grele ale mâniei lui Dumnezeu. His shield protects them from the wrath. Scutul său îi protejează față de mânie. But 2/3 will be put to death by the Antichrist. Însă 2/3 vor fi omorâte din Israel de către Anticrist. But when we look at Revelation 14. Însă când ne uităm la Apocalipsa 14, we're also speaking about a kingdom people. De asemenea vorbim despre un grup de oameni ai împărăției. But not the same group as in chapter 7. Dar nu același grup ca cei din Apocalipsa 7. This group is connected to the Lamb, to Messiah. Acest grup din Apocalipsa 14 este conectat de mielul Mesia. They're no longer on the earth, they are in heaven. Nu mai sunt pe pământ, ei sunt în cer. Because they have been redeemed. Pentru că au fost răscumpărați. They are before the throne singing a new song, a kingdom song. Ei sunt în fața tronului și cântă o cântare nouă. So Revelation 14 gives us much information. Așa că Apocalipsa 14 ne dă foarte multă informație. It's an overview of some of the major events that take place in the book of Revelation.
este un sumar a multor evenimente care au loc în cartea Apocalipsa. Well, I'll conclude with that and we can move into a time of questions. Ei bine, cu asta concluzionez și ne putem muta într-un timp al întrebărilor.